Dar prietenul ăsta cel mai bun ca jucător? Dumnezeu să-l odihnească, numai Mișa. Mișa. Da, că în poze apăreți... Noi am fost, am copilărit. A venit să credeți atunci? Nu. Când ați aflat? Nu, nu. Incredibil ce s-a putut. Bine, n-am crezut noi care am aflat din ziare. Noi ne-am văzut în decembrie la Hunedoara și cred că 2 săptămâni nu a tenis cu... Eu eram la Heerenveen, în Olanda, el era la Uerdingen. Eu am fost la el de 2 ori, că nu... nevastă mea să vadă Germania, să ne vedem cu soția lui, cu Adriana, cu nu știu ce. A născut-o pe Dominic, haide pe la ei. Au fost o singură dată la noi, la Heerenveen. Distanța era de 300-400 de kilometri, înțelegi? Și ne-am văzut iarna aia, în decembrie, cu toți, cu Romică Gabor, cu toți, și eram la Hunedoara, cu Petcu, cu Nicșa, cu toți, cu toți. Și jucam tenis cu piciorul la Corvinu, că era marea plăcerea noastră, asta era în vacanță. Care cum câștigă, făceam echipă, după aia o bere, vestiar, frumos, un vin fiert. Și a plecat sănătos, am jucat, dar zicea, bă, parcă-s puțin răcit. El a dus pe picioare, el chiar aia ne povestea că vrea să prelungească contractul. Că i-a zis că după cantonament, mergeau în Portugalia în cantonament, se venea în Germania, vizită medicală, o săptămână de readaptare la efort, mergeau în Portugalia, se întorceau în Germania. Și ce trebuie să semnez neapărat, mai vreau să stau 2 ani de zile, născuse fisa, sigur să mai stea în Germania și pe aici mă întorc la Hunedoara. Visul era Hunedoara. Bă, eu vreau să fiu antrenor sau președinte la Corvinu. Bine, mă, Doamne ajută să ajungi și îți dai seama, uite, și n-a putut sărăcuțul. Dumnezeu să ierte. Cum erau meciurile Steaua Dinamo? Că noi așa de la televizor și ieșeau scântei? Da, te pregăteai un an de zile. Și cei de la Steaua, pe știu, și de la Lăgătuși. Da. Noi, astea erau meciuri. Nu exista altceva. Mai era și Craiova, adică mai aveai din asta, că și Craiova echipe bune și 30.000. Pentru Dinamo mai era și Timișoara. Eu spun la Dinamo, te ducea iară 40.000 de timișoreni, ce erau o presiune pe Dinamo, dar cu Steaua erau speciale. Dar după aceea, prieteni. Dar am păstrat la echipa națională, prieteni. De ce? Dușmănie, dușmănie. E un război, dar alea 90 de minute. După de ce să nu fim prieteni? Acum, niciodată n-am vrut, și am fost un jucător mai dur. Niciodată n-am vrut să-i rup piciorul la Lăcătuș sau așa ceva, dar intram la el. Era prieten, dar și el intră la mine. Pe 90 de minute se oprea ceasul, hai la treabă. Mai mergem, bem un șpriț, bem corect. Deci nu. Pe vreme erau și prietenii, știi? Erau, acum mai sunt jucătorii prieteni. Poate mai am văzut la CFR, când am antrenat eu, în cele 2 dăți, erau portughezii care mai ieșeau cu familiile împreună, cum eram noi românii. Hai, mă, unde ne vedem? Hai să mâncăm și noi după meci. Nu jucam puține meciuri din nocturnă. Deci jucai ziua, seara, că mâine avem recuperare, tenis cu piciu, înțelegi? Și la CFR, când m-am dus prima dată, m-am mirat că nu prea găsisem eu în România așa. Erau portughezii cu brazilienii, vorbeau aceeași limbă, ieșeau cu familie, mă întrebau și pe mine, vreți să veniți, domn profesor? Uitați că ieșim. Da, serios, dacă nu, mare lucru acolo la CFR. În prima perioadă, a doua perioadă n-am fost de la începutul anului, m-am dus după George Costa. Pentru că am stat numai vreo 12 etape, am fost antrenor și am câștigat campionatul, dar erau pe primul loc când m-am dus, înțelegi? Dar au dispărut și astea. Păi, de vezi, suntem în antrenamentul, fiecare își vede treaba lui. Ne mai vedem când avem... Acum le mai impui și au început, uite, de exemplu, dau cazul nostru acolo. Vin cam cu o oră înainte de antrenament, marea majoritate jucătorilor, 30 de minute intră în sală cu preparatorul și zice, ce să fac azi? Știi cum fac un tonus muscular, nu fac forță, că tu ai antrenamentul. Da, nu-i omori. Dar, în general, 2-3 ăștia mai tineri, de obicei, m-au și program după antrenament. După antrenament îi dă preparatorul, bă, te rog frumos să faci astea. Și na, mai trece preparator, mai trece antrenorul principal, să uită prin sală, ca ăla să cam respecte. Corect, corect. La noi nu prea se făceau astea. Noi făceam forță iarna prin zăpezi și prin altele și alea făceam. Jucuțele alea de fâși? Da. Dacă ploase, așa e. Și asta era colonicul de ceai, cald, opărit, nu? Nu era ce vitamine. Ne dea niște pastile, așa zic. Erau ca acum punguțe, cu suc, cu să nu bea jucătorul, să nu altceva. În martie 89 sunteți suspendat. Da. Și în iunie 90 prindeți campionatul mondial și transferul. Da. Nu? Bine, adică a venit și Revoluția. Bine, acolo, știi cum, e o întreagă poveste. Eu, nervos, m-am dus spre tribună, am făcut spre tribună și acolo a fost un mare scandal, m-au suspendat 3 luni. Bine, a fost mult mai grav, 2 ani, întâi o zi de viața, Nu, era echipa. Ați fost din viața sportivă prima dată, parcă. Da, da. Dar nu s-au dat public, numai se discuta variante din viața sportivă, 2 ani, mă și gândeam. Zic, bă, am carnet de instructor sportiv, mă duc antrenor la Corvinu, la o grupă de copii. V-ați gândit la asta? Da, păi ce să faci? Dacă te suspenda 2 ani, ce să faci? Nu puteam să rămân în București, ce să fac 2 ani în București? Corect. Aveam casă în Hunedoara, părinții erau în Hunedoara, socrii erau acolo. Găseați ceva. Da. Și uite, mi-au dat numai 3 luni și atunci imediat am zis, dom'le, hai că e obiectivul, e campionatul mondial, trebuie să obținem asta. Și am tras de mine și uite... A scris Corneliu Vadim Tudor o scrisoare atunci către... Nu știu, Eugen, că m-a reclamat undeva, nu știu. Nu, că echipa națională nu merge bine fără Andone, faceți bine să... Am citit undeva, nu știu cât e de adevărată, da. Posibil a fost un meci al echipei naționale, da, și n-a mers bine ceva, nu mai știu cu cine. Și a zis, chemați-l pe Andone că scârțim acolo. Domnule Eugen Barbu, am fost la meci cu tare, atâta o epistolă. Chemați-l, zice, chemați-l așa la echipa națională că scârțim rău de tot și ne pregătim pentru... și de Naomi, îmi spun, Iene, care e un tip extraordinar, un gentleman, un nute de... Bine, s-a adunaseră multe atunci la dumneavoastră. Și avea și ochi și știa să te mobilizeze, Naomi. Înțelegi, extraordinar om. Și uite că el am jucat cel mai multe meciuri. Și când ați ajuns acolo, la Teleze Terme, la tot, era un campionat mondial, nu mai era... Bine, să știi că aveam încredere mare în noi. Să știi că pe vremea aia aveai grupul ăsta, erau cei de la Steaua, era... Steaua, Dinamo și Silviu Lung. Nu, Silviu Lung era la Steaua. Și Gică Popescu, că plecase Gică. Mai era de la Petrolul Iac, mai era așa. Mujnai, dar Mujnai luase Steaua. Da. Dar erau alea două care noi jucam împreună de 4-5 ani. Ce-i Rusia? Sau ziceam, ce? Da, să-i făcea lău, că-i dau gol. Așa discutați pe atunci? Vezi că e rândul tău, iară să-i dai, că i-ai dat... Îi te duse cu Sparta, îi prinsese pe zăpadă, pe gheață. Aveam încredere în noi. Eram unii mai în vârstă, că eu am fost printre aia mai în vârstă acolo. Și erau ăștia, Neluțu Sabău, Mateu Zica, Hagi, Lupu, Timofte, Radu Răducioiu. Ce vorbim? Eram acolo echipă, Gabi Balint, Belodedici, da, Belodedici plecase în 89, înțelegi? Da. Iovan și Gudan Petrescu, care erau titulari, accidentați și la campionatul mondial. Da, corect. Și atunci s-a schimbat cu trecerea lui Gică Popescu să joace lângă mine. Da. Dar dumneavoastră v-ați gândit atunci, nu numai dumneavoastră, ceilalți coechipieri, că o să ajungeți atât de sus, că totuși era o grupă cu Argentina. Bine, noi am vrut să ieșim. Noi ziceam că ieșim pe cuvânt. Deci așa s-a discutat de la început. Da, noi între noi așa și Naomi ne dădea curaj, că Naomi era tipul de antrenor psiholog care lucra foarte bine cu noi. Spuneam, 2 picioare, 2 mâini, știi? Te scotea din presiunea meciului, că ți-o făceai, îl vezi pe Maradona, ca Napoli. Da, Napoli, Maradona. Da. Maradona, da, adică nu... Îți dai seama, dar Naomi te scotea. Are 2 picioare aia, dacă faceți rotariu, îi faci marcaj, dublaj, pe ce parte? Neluțu Sabău, trebuie dublaj, Lupescu, ai grijă, Ionuț, iar un tip extrem de inteligent. Ionuț a jucat datorită lui Gică Popescu, că pe Gică Popescu l-a tras libero. Și Ionuț, pentru prima dată, el n-a fost nici la un meci din grupe, Ionuț. Păi și s-a încadrat din prima, incredibil. Deci asta ce denotă? Că ești inteligent dacă tu din prima, tu n-ai jucat un meci în preliminare și tu vii și ești titular. Și Ionuț dubla extraordinar de bine și pasa. Ionuț nu se complica, dădea continuitate la joc, ceea ce trebuia să ajungă mingea la Hagi, să ajungă mingea la Răducioiu, care erau rapizi, înțelegi? Și Naomi îți dădea încrederea asta. Noi, pe cuvânt că am crezut că ieșim. Deci nu ne-am gândit. S-a pus problema că... din ce grupă? Din ce grupă? Așa e. Hei, nu pleca! Abonează-te la canal și notificări și afli primul ce noutăți din sport avem pentru tine. Mulțumim! Ne vedem la știri și pe as.ro.